Cuvântul lui Dumnezeu din această zi este foarte amplu în privitor la această măreață lucrare pe care Dumnezeu încă cheamă oameni la împărăție, oameni la slujire. Și aș vrea să vă spun că vă cheamă pe voi toți, pe dumneavoastră, pe toți vă cheamă, pe toți vă cheamă, nu doar pe acești frați care vedeți în față, ci efectiv Dumnezeu ne cheamă pe toți în lucrarea Lui. Cine vrea să se înscrie, poate să ridice o mână sus. Nu spun asta să faceți, pentru că știu că dacă ați face-o, v-aș spune, ați face poate unii așa forțate și jurare, dar aș vrea să faceți în urmă dumneavoastră să spuneți, Doamne, eu vreau să mă pun la dispoziția Ta și Dumnezeu să ne binecuvânteze și acolo unde suntem, să putem să facem ceea ce Dumnezeu vrea să facem. Cuvântul lui Dumnezeu în Matei, capitolul 10, capitolul 9, spune versetul 35, Iisus răbătea toate cetățile și satele învățând pe norodul în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era noroc. Când a văzut gloatele, s-a făcut milă de ele pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este segerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul segerișului să scoată lucrătorul la segerișul lui. Amin. Amin. Cred că v-ați rugat pentru lucrarea aceasta pentru acești frați și Dumnezeu va asculta rugăciunea, dar aș vrea să vă spun că tot mai este loc. Tot mai este loc. Domnul a spus că este mare secerișul, hotele sunt copte, sunt gata să intră la seceriș și este nevoie de mulți lucrători. Lumea aceasta este pierdută și cea mai mare parte a oamenilor sunt nemântuiți. Vă întâlniți la cumpărături, pe stradă, în metrou, cum mergeți aici la Madrid, vă bateți de oameni și vă întâlniți cu oameni nemântuiți. Nu știu dacă mai avem în buzunarele noastre pliante, dacă mai avem noi testamente, dacă mai avem broșuri, să oferim cuiva care are nevoie de salvare, care are nevoie de Dumnezeu. Mare este secerișul. Și Domnul are nevoie de mult lucrător. Doamne, ai milă de noi. Amin. Cuvântul pe care, scurtul cuvânt pe care le-am în această seară, spunea fratele, să fim limitați și încercăm să fim limitați. Și este la ce se uită Dumnezeu. Și la ce se uită oamenii. În ceea ce privește lucrarea și slujirea, există două feluri de a privi lucrurile. Este un fel în care Dumnezeu privește lucrurile și este un fel în care oamenii privesc lucrurile. Dar vreau să vă spun că pe toți ne vede Dumnezeu. Cum venim la adunare, motivația noastră, dacă cântăm, de ce cântăm, ce urmărim, dacă predicăm, de ce predicăm, dacă recităm versuri, de ce o facem, dacă facem, dăm zeceala pentru ce o facem. Dumnezeu este preocupat de motivația noastră. Și aș dori în seara aceasta ca Duhul Sfânt să ne vorbească la toți. Amin, amin. Și tot ce facem, să facem din dragoste ca pentru Domnul. Mărit să fie numele Lui. Deci Dumnezeu are felul cum privește lucrurile. Și privește cu ochii Lui care sunt pătrunzători și care văd dincolo de cămașă, văd în minte, în inimă, în viața noastră. Și sunt ochii oamenilor care își dau cu părerea într-un fel sau altul. Și mă gândesc că acești frați care sunt aici în fața noastră, Dumnezeu i-a privit și în urma lor i-a privit și biserica. Și Dumnezeu se binecuvânteze în lucrarea aceasta. Ne ducem în Vechiul Testament și în capitolul 16 din 1 Samuel, unde omul lui Dumnezeu, Samuel, este trimis în această familie ca să ungă pe unul din fiii lui Isai ca împărat al lui Israel. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, el ajunge acolo, Domnul îi dă foarte multe detalii. El se temea într-un fel de Saul. Versetul 6 spune că când a intrat, ei, vorbește de fiul lui Eli, lui Isai, văzând pe Eliab și a zis, necășit, unsul Domnului este aici înaintea lui. Și Domnul a zis lui Samuel, nu de uita în înfășișare și înălțimea statului lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul, omul se uită la ceea ce îi spesc copiii, dar Dumnezeu se uită la inima. Oamenii se uită la ce îi spesc ochii. Erau un împărat și Saul știe despre el că a fost un cam mai înalt decât ceilalți. Era foarte chipeș și omul ăsta. Dar 2 ani, spune Biblia, că a fost făcut lui Dumnezeu. A domnit 2 ani, deși a stat următorii 38 de ani. Dar 2 ani a fost făcut și a fost în privire lui Dumnezeu și apoi restul vieții lui. N-a fost demn de corona care o purta. Și Dumnezeu ridică pe un altul. Dumnezeu s-a uitat la inimă și chiar și Samuel se uită la primul întâi născut care vine a lui Isai și spune ăsta, cred că ăsta e sigur înaintea lui Dumnezeu aici.
și îmi spun, Domnul nu este la nepădat. Dumnezeu nu se uită la ce se uită oamenii, Dumnezeu se uită la inima. Iubiți frați și surori, găsim în Noul Testament când Domnul Iisus alege pe ucenici, pe apostoli și spune în Marcu capitolul 3, versetul 13, vorbește așa păstărită, pe scurt, în urmă, Iisus a fiut pe munte, a chemat la el pe cine a vrut. Și ei au venit la el. A rândit dintre ei 12 ca să aibă ea pe cu sine și să se trimeată să propovăduiască, le-a dat putere să vindece boli și să scoată dracii. Și apoi dă numărul celor 12 din mulțimea mare de oameni pe care i-a chemat la sine și spune cuvântul că a ales pe cine a vrut. Dumnezeu are libertatea să aleagă pe cine vrea. Pentru că Dumnezeu ceea ce vrea, El nu greșește ca oamenii. Că oamenii se pot echivoca și spune, îmi pare rău. Și Dumnezeu spune că a ajuns El împărat. Sau. Dumnezeu este Cel care are toată libertatea asta și mă gândesc că atunci când frații au fost aleși și aș vrea să îndemn să urmărească acele caracteristici pe care vorbește din 6, din fapte, de apostolilor. Oameni vorbind de bine și oameni plini de Duhul Sfânt. Ar vrea să fie o stare permanentă în viața voastră, în viața dumneavoastră, cum vreți să luați. Oameni vorbind de bine, de oameni de afară și în biserică plini de Duhul Sfânt. Asta vrea și asta ne este dor. Să vedem oameni care sunt plini de Duhul Sfânt, plini de puterea lui Dumnezeu și oameni care apar la o bună mărturie. Amin. Și lucrul ăsta ne sună la toți care suntem și vrem, la toți cei care am fi vrut să ridicăm în Iisus și că spunem și ne arătăm dorința ca să fim ai lui Dumnezeu, slujitori al lui Dumnezeu. Oameni vorbiți de bine, de drept, vorbiți de bine și oameni plini de Duhul Sfânt. Și încă câteva cuvinte vreau să mai citesc din Întâia Petru, capitolul 5. Aici Cuvântul Dumnezeu vorbește Apostolul Petru, acest mare om al lui Dumnezeu care era numărul celor 12 și el spune că era, așa spune versetul 1, capitolul 5, sfătuiesc dar pe presbiterii dintre voi, eu care sunt un presbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtașa slavei care va fi descoperită. El se include pe sine ca și un presbiter, ca și ceilalți. Nu spune eu sunt super presbiter. Eu sunt unul mai mare decât un presbiter. Eu sunt, știu eu ce sunt. El a avut întotdeauna starea aceea cu oamenii Dumnezeu trebuie să avem, să fim smeriți. Pentru că El să se vadă mare. Hristos să se vadă mare. Noi să ne facem mici, m-a spus Ioan. Eu trebuie să scad, iar El trebuie să crească. Iisus trebuie să crească viața voastră și voi, ca și oameni, trebuie să vă smeriți. Și spuneam cuiva, unui slujitor, care făcea slujbă în biserică, dacă rămâi smerit acolo jos, n-ai de unde să cazi. Cei care se pot înălța și să cadă, pot să se întâmple lucruri urâte în viața lor. Să se lovească într-un fel sau altul. Dar dacă rămânem smeriți, nu avem de unde să cădem. Pentru că suntem deja acolo, înainte de Dumnezeu. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și cuvântul continuă. Și câteva lucruri vreau să-i numere aici, foarte pe scurt. În prim lucru, spune păstoriți turma lui Dumnezeu, care este sub fața voastră. Turma asta mare, care are lui Dumnezeu, nu e a noastră. E a lui Hristos. Și atunci când îți încredințează cineva să faci ceva pentru el, faci ca pentru un om oarecare. Dar când vorbește Dumnezeu să lucrezi pentru el și pentru turma lui, trebuie o atenție deosebită. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu atenție deosebită în privința asta. Să putem să păstorim, să facem, să dăm de mâncare, să dăm hrană, să ducem oile la pășun vers, să ducem o depășune bună, să putem să dăm hrană bună și lucrul ca poporul să crească, să dorească să vină la adunare. Doamne, ajută-ne și Domnul să vă ajute și pe voi. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este faza voastră și cuvântul spune, nu de silă, ci după voia, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu. Un alt lucru, de bună voie, nesilit, nu de silă. Și Pavel spune, chiar de silă dacă fac lucrul ăsta, e un lucru care mi s-a încredințat. Sunt stări pe care le putem avea. Sunt stări de oboseală ca și până amprenta viața noastră. Dar, chiar în situații de felul ăsta, când suntem solicitați, să nu spunem, dacă spiriti suntem sănătoși și ne putem deplasa niciodată, să nu spunem nu lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu permite anumite stări în viața noastră să vadă ce facem. Și Pavel spune, acest om mare lui Dumnezeu, chiar în neputința trupului meu, m-a vestit Evanghelia. Chiar în neputința trupului nostru fizic, în neputințele noastre, lucrarea lui Dumnezeu trebuie făcută. Dumnezeu să vă binecuvânteze chiar în situații de felul ăsta. Apoi, cuvântul continuă și spune,
Nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Doamne, ajută-ne cu multă lepădare de sine. Să putem să întotdeauna să nu avem asta în vedere. Vreau să trăim mai departe, nu ca și cum am săpânit peste cei ce n-au căzut la împărțeală, ci făcându-l pildător mei. Un exemplu bun. O pildător mei. Spunea de dimineață, vorbeam, aminteam la frații la Toledo, spune acolo în Filipeni, Pavel spune în capitolul 3, zice unul din versete, zice, uitați-vă la mine, fraților. Și ce vedeți în noi, faceți. Uitați-vă la noi. Ca și slujitorii în poporul lui Dumnezeu să putem să spunem, fraților, uitați-vă la noi. La familie noastră, la copii, la soții, la ceea ce avem noi. Și ce vedeți să noi faceți? Ăștia sunt oameni de care are nevoie de Dumnezeu. Ăștia sunt slujitori care trebuie să păstrească turma lui Hristos. E vremea sfârșitului și sunt vremuri grele. Și Doamne, sunt unii mofturoși. Dar Dumnezeu este cel care mântucând să coboare El. Atunci Dumnezeu se adună după dorință tot ce are suflare și tot ce are viață. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și mă apropii de final la ceea ce spuneam aici. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cu luna care nu se poate veșteji asta vei. Domnul să aibă milă de noi. Nu există, după tot ce facem noi, există răsplată. Există, Dumnezeu știe să plătească foarte bine. Mai bine ca orice patron. Pavel spune în 2 Timotei acolo, m-am dat cu cea bună a credinței, mi-a zis prăvită alergarea, iar acum așteaptă cu luna, ne veștește la slavii, și o altă cu luna, vorbește Pavel, care mi-a dat Domnul judecătorul și de în ziua aceea. Și nu numai mie spune ea, ci la toți acei care iubesc pe Domnul și așteaptă venirea Lui. Grabă pentru toți, să-L iubim pe Domnul, mult nespus, și să așteptăm venirea Lui, în viața sfântă și evlavioasă, Dumnezeu să ne vine cu intenție. Vreau să mă apropie de final și doresc ca Dumnezeu să vine cu intenție frații noștri care în această zi sunt înaintea Lui Dumnezeu și înaintea poporului sfânt. Și vreau să citesc un cuvânt din Ioan capitolul 12, un lucru care spune pe cineva la aici pus la bun în spate, cuvintele care am să le citesc acum. Versetul 2, de niște greci, de cei ce se sută să se închine la frazii, s-au apropiat de Filip, care era cu din Betsaida, care vede, l-au rugat și au zis, Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Întotdeauna vreau să aveți în vedere asta când fugiți, oriunde să-L arătați pe Iisus. Oamenii au nevoie de Iisus? Bisericile au nevoie de Iisus? Cei bolnavi au nevoie de Iisus? Nu au nevoie de un om școlar, nu mai? Nu au nevoie de un om să-și care știe să vorbească bine? Cum de David spunea că e cântă bine. Da, dar Duhul Sfânt era peste el. Și un verset pe care, ultimul care vreau să închei, este din tot din Samuel. Versetul 13, capitolul 16. Samuel a luat corul cu un de lemn și l-a uns în mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David, începând din ziua aceea și în cele următoare. Amin. Duhul Dumnezeu a venit peste David, începând din ziua aceea și în zilele următoare. Începând de astăzi și zilele care urmează, Duhul Sfânt să fie din plin peste voi, peste familiile voastre, peste soțiile voastre. E foarte important ca, ca slujitorii să, soțiilor să, fie pe, în același front de lucru și Dumnezeu să vă ajute Duhul Sfânt să fie peste voi și spuneți pe David că a rămas credincios, a avut câteva lucruri în care căderea lui, dar în schimb a rămas omul după inima lui Dumnezeu, a fost omul care știe promisiunile care Domnul a făcut în dreptul lui, cunoaștem Scripturile, dar vă rog și vă credințăm în mâna Domnului și Dumnezeu să vă poarte în calul de biruință până când biserica va fi luată de pe pământ. Amin. Amin.